Atenție. Apa și canalizarea sunt infrastructură în domeniul public al municipiului Brașov, este o chestiune privată. Voiam să vă propun, mai ales după întâlnirea de săptămâna trecută cu direcția la microfon, vă rog, să vă aud. Credeam că am vocea de frumă. Nu, nu, la microfon să registrează. Asta mi-era frică. Dacă se poate, cât de curând să avem o întâlnire pe... Dacă aveți o soluție la o dezvoltare imobiliară. Domnul Dumnezeu, problema este mult mai complexă. Dar eu știu de are un istoric. Dați-mi voie, vă rog, are un istoric. Am avut o întâlnire. Avem un protocol cu primăria și trebuie să le luăm pe toate să le judecăm. Împreună cu primăria. Nu pot fac. Dați un pic, dar eu vă întreb, sunteți directorul tehnic al companiei Iarna Brașov, care sigur referează la Sfântul Brașov, infrastructura de apă și canalizare. Compania APA, având în vedere că există o discuție așa de mare de față pentru a un proiect de amperbură, care unii își doresc și își vând deja. Cu referire la faptul, hai să facem aducerea aminte. Acum câțiva ani de zile, în piața Unirii, și știu că atunci eram și atunci pe aici, ne-am trezit că în piața Unirii a venit de pe străzile din jur Nămorul, scoat-o la bani. Și ne-am trezit că în piața Unirii am avut situația asta. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta atunci? Mai știți? Știu sigur că știu. Spune și de zi, de ce s-a întâmplat? Din cauza unui torent. Din cauza cui? Unui torent. Pur și torentul ăla a luat ceva ce nu exista acolo și a dus în piața Unirii? Nu, sigur. Ce s-a întâmplat atunci acolo? Înseamnă că cineva a produs un efect. Corect. Așa. Prin ce? Printr-o situație care a făcut-o, nu știu, fac stânga-dreapta și acum ce s-a întâmplat, unde, ca urmare a unor deconvertări și a unor depozitări de pământ din zona respectivă, după o ploaie mai abundentă, ne-am trezit cu aceste efecte în interiorul cartierului, pe străzi, în pivnițe, în curți și în piața Unirii. Corect? Așa este. Considerați că ceea ce se preconizează sau ce spun unii acum și deja vând locuințe într-o zonă de genul ăsta are o soluție din punct de vedere al companiei APA ca și ca să nu aveți un aviz favorabil de principiu pentru soluție de apă și canalizare într-o asemenea zonă. Ca directorul companiei APA, aveți în viziune dezvoltare, investiție în zona respectivă pentru o infrastructură de apă și canalizare în zona respectivă? Da sau nu? Despre asta e vorba. Deci am răspuns nu poate fi da sau nu. M-am rugat și vă rog încă. Aș dori o întâlnire cu colegii sau direcția arhitecție sau comisia de urbanism și sigur vom detalia. Nu e primul pas. Noi am mai făcut în 2008 o întâlnire și cu Apele Române. Problema e mai complexă și asta v-aș ruga dacă puteți să mijlociți să discutăm. Să mai ajutăm un pic. La situația creată atunci, răspunsul companiei APA, când am întrebat ce aveți curățări pe acolo să spălăm tot, a fost așa, domnule primar, ovoidul din piața Unirii este subdimensionat, n-a fost gândit niciodată la o asemenea infrastructură. Și pentru acest lucru, această infrastructură existentă nu poate să ducă mai mult decât este în momentul de față. Vă mai ajut încă o dată, domnul director de la compania APA, să fiți pe momentul de față, nu să-mi cereți o întâlnire. Cum nu vreau nicio întâlnire cu dumneavoastră? Sau cu arhitectul șef sau cu altcineva. Aveți în momentul de față, pentru că Pugul Brașovului, când a fost gândit, a avut avize de la toate aceste entități. APA, ISU, Mediu, ce știu eu, alte asemenea instituții avizatoare, care au avizat Pugul. Pugul respectiv este momentul de față în vigoare. Dumneavoastră considerați că atunci când ați avut un aviz pe Pugul respectiv, înseamnă că trebuia compania APA să se coreleze cu prevederile Pugului și să prevadă o investiție majoră într-o zonă unde era un aviz pentru dezvoltare urbanistică a Brașovului. Ați făcut vreun demers din atâția ani de zile. Compania APA, în planul de investiții, a prevăzut vreo investiție în zona respectivă de o asemenea dimensiune pentru infrastructură de apă și canal? Da sau nu? Deci compania de apă, ca să știe atunci toată lumea, se ocupă de apă potabilă, alimentare cu apă potabilă și evacuarea apelor uzate. Nu
și de apa pluvială. Problema majoră sau cea mai mare problemă pe coasta Vacii Varde este apa pluvială. Vă readuc aminte că s-a avizat, s-a convenit cu SECA în 2008 un colector de apă pluvială pe strada care a pe strada care ați menționat-o, pe după Iniște, cu descărcare în canalul Graft, cu avizul SECA. S-a făcut. S-a realizat investiția asta. Da, s-a făcut. În momentul de față. Deci, se făcută de 5, 6, 7 ani, poate. Așa, această investiție... SECA, care este, probabil, administratorul, nu știu, sper să nu greșesc, domnul Varavaș, administratorul acelui curs de apă. Eu nu pot să dau, compania de apă nu-și permite să dea un aviz pentru acel curs care nu îl exploatăm și nu... Pentru apă pluvială, discut. Pentru da, trebuie apă pluvială. Eu mă refer la cealaltă, la cealaltă componentă, nu apă pluvială. Apă pluvială este... Extrem de importantă, ea a creat disconfortul ei. Și ne-am fundat canalizarea pe Miracă, pe Piatra Mare pe, și pe celelalte străzi, pe Moșoriu și așa mai departe. Da. N-am obținut un răspuns la întrebarea pe care v-am dat. V-am pus-o. Care nu ține scuzați. Deci pentru zona asta? Pentru zona coasta, Vacii, care apoi... Deci pentru apă pluvială nu putem prevedea bani la buget pentru a executa lucrări. Nu este obiectul. Pentru cealaltă componentă de canalizare și apă, cine trebuie să gândească infrastructura asta? Dumneavoastră sau dezvoltatorul trebuie să asigure această infrastructură? Din păcate, am solicitat acea întâlnire, dar fiind faptul că sunt mai multe buzuri și aș fi vrut să le corelăm, să știm să le putem vedea unitar, să lămurim ceea ce... Aveți puzurile astea acolo, le aveți știință de ele, pentru că sunt avem văzute și punctul este în vigoare de atâția ani de zile. Da. Nu, era o stămină, sigur că nu, da. Nu e obligat. Era un ajutor, cred că și pentru noi, și pentru primărie, și lămuream și problema aceea cu avizul favorabil, care nu este un mod. Poate legiuitorul a făcut, cum să zic, l-a numit nefericit favorabil, dar asta este. Și noi avem niște reguli care le respectăm. Acel aviz este un aviz inițial pe baza căruia dăm doar o soluție, după care beneficiarul face un proiect tehnic care va fi supus autorizării. Asta e regula, nu am inventat-o, nu că aș putea... Nu, domnul, da, domnul. Asta v-am spus pe o adresă cu dusele ferite, dar aveți un aviz de principiu favorabil. La un alt aviz de principiu favorabil spune că în zona studiată compania APA nu are în administrat rețele de canalizare. Atunci, dacă nu are, de ce nu are deschidere de principiu? Îmi pare rău că nu știu despre ce este vorba, v-am rugat și la telefon. Dar v-am spus să vă pregătiți foarte bine pe tema. Dar nu pot să știu o ședință, dar are temă. Citesc și știu foarte bine ce vrei să știi că n-aș fi venit așa. Citesc din înscrisul. Dar nu am așa e. Referitor la aviz de apă sau aviz de apă? Referitor la aviz de principiu branșament apă, obținerea autorizației de construcție pentru depozit și împrejumuire la DN13, v-am luat așa aleatoriu, ca să vedeți lucrurile astea. Deci, o să vă rog frumos, domnul ăla, și la compania APA, la fel. Asemenea, avize de genul ăsta, la arhitect, ce vă rog frumos, nu le mai luați în calcul, să fie un aviz clar, alb sau negru. Avem în zona respectivă rețea de apă și canalizare care să asigure această necesitate pentru dezvoltare respectivă, fie de locuințe individuale sau locuințe colective, pentru tot ce înseamnă apă pluvială, apă reziduală, menajere și lucruri de genul ăsta, și avizele trebuie să fie foarte clare, da sau nu.